Ansamblul Național Transilvania pregătește mai multe spectacole ce vor avea loc în următoarele luni, iar primul dintre ele este programat chiar în 26 februarie de Lăsatul Secului. Acesta va fi cu obiceiuri și tradiții din satele Maramureșului. În luna martie, în schimb, artiștii de la Transilvania vor fi implicați într-un proiect de promovare a județului. Prin acel proiect dorim să promovăm sărbătoarea de Paște pe care noi, maramureșeni, o pregătim cu atâta drag, o sărbătoare a familiei. Și prin cadrul televiziunii naționale să invităm aici prieteni dragi ai ansamblului folcloric național Transilvania și în mod special ai Maramureșului, dar și mulți artiști valoroși pe care avem noi. De asemenea, trei artiști valoroși ai Maramureșului vor fi sărbătoriți. Este vorba despre îndrăgitul Dumitru Dobrican, solist instrumentist al acestei instituții, care anul acesta împlinește 50 de ani de activitate, și îndrăgiții Florentina și Petre Giurgi. Soții Giurgi au peste 30 de ani de activitate artistică. Directorul Ansamblului Național Transilvania afirmă că nu va lipsi nici spectacolul de pricesne care va fi organizat în luna aprilie cu ocazia sărbătorilor pascale și la care va fi invitată Corina Chiriac să interpreteze pricesne.